cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață după câteva zile de pauză. Așa se întâmplă când sunt probleme. Revenim cu o emisiune care, de data asta, datorită sau din cauza, nu mai știu cum e corect, faptului că invitatul are la ora 9 o întâlnire, va fi mai mult informativă, ca să spun așa. Deci, după cum am anunțat, pentru prima dată în emisiunea Cafeaua de Dimineață, în postura aceasta, prefectul de Neamț, domnul Adrian Niță, bună dimineața, bine ați venit bună la noi. Bună dimineața dumneavoastră și celor care vă urmăresc. Perioadă aglomerată, grea, perioadă... N-am prins perioade legere, nu prea am prins la prefectură, dar într-adevăr asta e una cu o cărcătură suplimentară din cauza problemelor care apărute la nivel național au generat acest control la nivelul întregii țări. Acum, știți cum e chestia asta cu controlul la nivelul întregii țări după ce apare ceva într-un loc șocant? Este o chestie care e tipică pentru noi românii și în general, da, pot să așa aici. Nu este o noutate pentru cei care știu că există stabilimente. Eu nu le spun nici azile, nici cămine, nici nu știu cum s-ar mai numi ele. Există stabilimente care la originea lor n-aveau nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în ele. Acum s-a întâmplat. Avem și în Neamț. Noi asta ați făcut ieri o conferință de presă și ați folosit sintagma abateri minore. Nu, am spus, au fost înregistrate și abateri minore. Și abateri cum minore. Cum ar fi? Și am dat exemplu, lipsa... Chiar vă rog să spuneți, da. Lipsa gramajelor de pe meniu, dar și abateri care au dus la sancțiuni și amenzi. Și era vorba de 465.000 de lei pentru prima zi. Adică suma este foarte mare. Pentru o zi de control... La doar 10 centre. La 10 centre, 465.000, adică hai să o spunem pe aia dreaptă, e vorba de jumătate de milion, adică dacă transformăm în lei vechi, o sumă infernală. Da. Conform neregulilor găsite, s-au aplicat amenzi, trebuie să spunem că de vineri, în primul rând să reluăm șirul evenimentelor, da. Urmarea ceea ce s-a întâmplat la București, unde într-adevăr erau niște cămine ale ororilor pentru cei cazați acolo. Premierul, primul ministru Marcel Ciolacu a decis ca să se desfășoare aceste controle. Apropo de ce spuneați, trebuie să facem mențiunea că aproape toate centrele care sunt verificate acum au fost supuse controlelor și în perioada anterioară. Pot să vă dau niște exemple spre... Dacă ne referim la ISU, la DSV, DSV-ul desfășoară 2 până la 3 controle în fiecare an la aceste centre. ISU cel puțin o dată pe an și ei au mai amendat de altfel aceste centre și în luna februarie. DSP-ul, la fel, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială merge de cel puțin 2 ori pe an la aceste centre. Adică controlele nu se fac doar acum, urmare a ceea ce se întâmplă la București. Acum se fac într-un mod, să spunem, aplicat și lărgit, în sensul în care din echipele de control fac parte reprezentanța 7 instituții. Au fost incluși și cei de la ITM, DSP, DSV, OPC, AJPIS, Poliție, pentru că au fost situații și ne-am mai semnalat persoane, situații în care vârstnici care sunt cazați în aceste centre au gestionat bunurile de către angajații ai centrelor și s-a mai auzit și despre modul în care unii... E legal? E legal doar în anumite condiții, cu niște procură. Comisii, cu niște documente procură. În spate, adică e de evitat ca să meargă
la bancă, spre exemplu, angajatul unui centru și să scoată din contul unui vârstnic bani, doar un exemplu, sau cazuri, cum înțeleg că s-au mai întâmplat, cel puțin le-a reclamat cineva, o să vedem dacă sunt și reale, când un vârstnic a decedat și nu s-au făcut un inventar a bunurilor rămase și nu a știut nimeni unde au ajuns. Chiar dacă mulți dintre ei poate nu au aparținători, sunt niște proceduri care trebuie respectate. Așadar, urmarea ceea ce s-a întâmplat la București, încă de vineri am emis un ordin de prefect pentru constituirea unei echipe mixte, inițial, pentru că perioada care a fost recomandată pentru a se desfășura aceste controle era una mai lungă. Ulterior, duminică, la ora 17, a mai avut loc o videoconferință cu cei de la minister, la care au participat miniștrii de resort și la care în prefectură au fost prezenți și reprezentanții instituțiilor care și-au desemnat membrii în aceste comisii de control, tocmai pentru că s-a luat decizia ca în săptămâna care urma, adică săptămâna pe care o parcurgem acum, toate controlele să fie finalizate la toate centrele în toată țara. Acum, ce îmi spuneți dumneavoastră aici că s-au găsit abateri în condițiile în care dumneavoastră ați anunțat practic controlul de vineri și luni s-au dus oamenii pe teren și au găsit abateri în aceste centre? Eu nu cred că cei care se ocupă de centre n-au văzut anunțul că vor fi controlați. Noi l-am dat către toată presa. Eu știu, de asta spun. Da. Ei au văzut. Deci, teoretic, cel puțin teoretic, considerăm că ei s-au și pregătit pentru control. Știau că le vine, dar au văzut componența. Da. Așa, știau că le vin de la toate aceste instituții. În condițiile acestea, avem abateri de 400, nu știu, 65 de mii doar în prima zi. Numai în prima zi. Păi atunci eu îmi ridic un semn de întrebare, îmi pun un semn de întrebare și spun, dacă nu anunțați și mergeați într-un control neanunțat, ce oare? Eu risc să afirm că la fel s-ar fi întâmplat, pentru că sunt, apropo despre ceea ce discutam, sunt abateri, unele dintre ele pe care ei le rostogolesc, pentru că legislația le permite, cum sunt situațiile pe care le regăsesc cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu lipsa autorizației de funcționare la incendiu. Cum le rostogolesc? Păi le rostogolesc pentru că probabil își permit să plătească amenda o dată pe an sau de două ori pe an și să funcționeze în continuare așa. Bun, da. Trebuie să menționăm că o parte din aceste centre private, pentru că vorbim de 25 de centre, dacă ne referim la persoane vârstnice acum, 25 de centre, din care 21 sunt private, 4 de stat și cele 4 sunt la Rožnov, Piatra Neamț, Agapia și Roman. Ceahlăul, parcă ei n-au, nu? Ceahlăul intră în altă categorie. În tatele, da. Toți, sau marea lor majoritate, funcționează în foste pensiuni sau locuințe și nu prea au cum să-și obțină aceste Nu au circuite, nu au ce de trebuie, da. De asta probabil că preferă să plătească amenzi și să funcționeze în continuare. Dar legea nu poate fi amendată? Adică, dom'le, ori o facem mai permisivă, cred că ori după două amenzi îi închidem. Adică, cred că principalele efecte și scopul pentru care premierul a declanșat acest control, aceste controle la nivelul întregii țări, cred eu că sunt tocmai modul în care aceste centre funcționează și cred că se urmărește modificarea din punct de vedere al legislației a condițiilor pentru ca să nu se ajungă în situații ca la București sau să nu se funcționeze așa cum povesteam, rostogolind amenzi și reîncercând an de an să tot obții licența, pentru că ei mai practică acest lucru, unii dintre ei,
mută pe altă firmă. Da, se duc pe altă firmă și se încearcă. Ce știți, noi acum am început, ne scuzați, o să facem, da? Cred că unul din scopuri, tocmai acesta este, se urmărește modificarea legislației astfel încât să se pună la punct această problemă a persoanelor vulnerabile. Bun. Și nu vorbim doar de vârstnici, și de cei cu dizabilități sau de copii. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt lucrurile cele mai rele constatate în acest moment? Eu stau și mă întreb cum poate să funcționeze un centru dacă el nu are contractul semnat cu beneficiarii. S-au găsit și astfel de situații și au fost sancționate. Nu multe, ce-i drept. E o chestie simplă. Dom'le, ești hotel, ai regim hotelier, ai, cum se cheamă, registru, se înscrie, omul spune acolo. Nu ești hotel, ești, ce să zicem, cămin pentru vârstnici, da, sau ce vrei tu, trebuie să te supui regulilor de la un cămin pentru vârstnici. Nu poți să internezi pe cineva fără să ai un contract. Eu, apropo de asta, am fost ieri în patru astfel de centre și am discutat cu cei cazați acolo, încercând să n-am în preajmă angajații centrului, adică am mers prin curte, am mers în camere, neînsoțit. Paradoxal, toți cei de acolo erau foarte mulțumiți. Și asta se întâmplă pentru că nivelul la care funcționează aceste cămine este unul mediu, nu este unul de excelență, 4-5 stele. E, în general, pentru persoane care nu își permit decât 2.000-3.000 de lei pe lună și atunci și serviciile sunt pe măsură. Adică vin oameni poate din mediul rural, persoane care nu mai au pe nimeni sau a căror copii sunt plecați în străinătate și care preferă totuși să fie supravegheați. Are baie, are o cameră, o mâncare. Baie, au și asistență medicală, pentru că unde am fost eu cel puțin toți aveau și i-am întrebat dacă și au tratamentele la timp și au spus că da. Deci preferă acest tip de serviciu decât să-i lase acasă singuri sau în alte situații mai dificile. Dar ca să avem un astfel de serviciu de excelență, trebuie ca și aparținătorii să-și permită să susțină suplimentar veniturile pe care cei cazați le au sau statul să intervină și să facă acest lucru. Momentan în județul Neamț, în cele 25 de centre, cred că sunt undeva în jur de 800 de locuri. Imaginați-vă că, din câte știu, doar în Piatra Neamț sunt aproape 28.000 de pensionari, după ultimul recensământ, la nivelul întregul județului, cu siguranță mult mai mulți. Deci total insuficient pentru nevoia și pentru cerința pieței, ca să spunem așa. Bun, este clar că cerere există. Există. Mulți se bucură să ducă pe cineva acolo, scape de griji. Nu cred că ce s-a întâmplat la București este... La ce s-a întâmplat la București există și o vină a aparținătorilor, unde există. Unde la există. Cei care aveau aparținători? Este și vina lor, pentru că probabil te duci să-l vizitezi măcar o dată la lună sau, mă rog, la trei luni sau. Și atunci vezi în ce condiții se întâmplă lucrurile astea. Dar acolo erau pur și simplu chinuiți, adică nu mai putem vorbi de deficiențe, cum s-a constatat la noi, veselă de plastic sau capace de toaletă ruptă, ori lipsa plaselor de insecte sau... Domnul prefect. Acolo deja era... Domnul prefect, dacă stăm și ne uităm în urmă și la mirările pe care le are societatea românească, vedem numai în ultimele trei luni următoarele cazuri. Minori puși să lucreze în condiții de sclavie pe undeva prin Maramureș, parcă nu mai țin minte. Minori din centre de plasament duși să lucreze. Oameni luați din gări, oameni ai străzii duși să lucreze. Nu mai vorbim de prostituția organizată care ia, duce femei, băieți, copii, tot. Avem o problemă reală în domeniul acesta al protecției sociale
și al respectului față de anumite categorii de cetățeni. Părerea mea este că statul și-a luat mâna, în ciuda faptului că noi cheltuim cei mai mulți bani pe asigurări sociale, pe partea socială neapărat. Luăm cazul DGA SPC-ului, care are bugetul comparabil cu al județului aproape. Adică, și atunci e o problemă în calitatea pe care o aveți de coordonator al tuturor acestor servicii județene, poate n-ar fi rău ca de lucrurile astea să ocupe oamenii aceștia tot timpul. Nu numai în controle, multe dintre ele, haideți să o spunem, formale, în ce sens formale? Eu știu că mă duc acolo și nu are autorizație, nu poate obține autorizație de incendiu. Mă duc, îi dau amendă, îi fac plan de măsuri. Eu știu că nu respectă cubajul, ca să vorbim așa. Da, mă duc, îi dau un avertisment, dacă îmi permite legea, și mergem înainte. Ori lucrurile astea duc la situații de genul ăsta. Da. E nevoie de schimbări legislative, așa cum spuneam, și probabil și cu siguranță în urma acestor controle, când vom avea o radiografie completă sau aproape completă a ceea ce se întâmplă în sistemul acesta al persoanelor vulnerabile, ele vor să aibă și efect. Acum, din ce ați constatat dumneavoastră după prima zi, există instituții descentralizate care nu și-ar fi făcut treaba referitor la acest domeniu? Nu. Din toți cei care au fost, spre exemplu, DSV-ul, că vorbeam, ei au fost de 2-3 ori pe an, acum la control n-au găsit nicio deficiență în bucătăriile. E, vedeți, asta vreau să spun înainte. Dacă cineva se duce și își face treaba din timp, Da, aici ajungem la o altă problemă, problema personalului. Pentru că treaba trebuie să-și o facă toate instituțiile, așa cum spuneați, dar la Garda de Mediu sunt 9 inspectori, la Cultură sunt 3 persoane, la ISC sunt 5, la ISC TR sunt 6, cu un singur cântar, pe tot județul. Nu vă supărați. La OPC... Nu vă supărați pe mine. Eu am fost și la ședințele astea ale dumneavoastră de, cum se cheamă, prefectural, cum îi spune. Colegiul prefectural. Păi te duci la ședințele alea și ai 2 momente, de fapt 3. Momentul 1, când se prezintă raportul cu partea de realizări. Toți spun că au realizări, ceea ce probabil este corect. Prezintă activitatea. Da. Așa. După care urmează partea a doua, eu îi spun bocetul, care sună cam așa. Nu avem mașini, nu avem personal, nu avem, nu știu, hârtie, nu avem telefoane, nu avem cutare, nu știu. Dacă lucrurile astea se întâmplă de ani de zile, păi nu vă supărați. A cui e problema? Problema este că e plin de funcționare acolo unde nu trebuie. Da, știți, eu am înțeles asta, dar statul român... Sunt zone în administrație unde colcă e funcționărimea și acolo unde ar trebui aplicate legile urmărite... Avem. Cine aprobă schemele de personal? Cine aprobă schemele de personal? Cine permite ca o instituție, ați spus de ISCTR sau de cei de la construcții, da? Cine permite ca o instituție vitală să funcționeze într-un județ cu un sfert din personal? Eu nu. Asta se întâmplă de ani de zile. Păi de asta spun, eu nu permit asta, că nu am puterea să o permit. Dar cineva are puterea asta. Și atunci ne întoarcem la origini. De ce avem funcționari mulți în anumite zone și nu avem funcționari în alte zone? Cineva aprobă acele scheme de personal. Dom'le, îi dai peste mână. Ce se întâmplă la primării, Consiliul Județean, acolo unde au posibilitatea să-și gestioneze singuri banii și bugetul, pot să angajeze cât vor în neștire. Cred că de aici pleacă toată problema. Păi, aici e problema și atunci nu ar fi bine... Vorbeați de lege.
nu ar fi bine, onor parlamentarii noștri, să propună niște lucruri simple. Atâția funcționari la, în funcție de, dar nu poate funcționa o instituție vitală fără personal de specialitate. Dom'le, câți am 10 într-un județ? 15? Hai, dom'le, să vedem, ne uităm și pe bani, ne uităm și pe condiții de angajare. Adică, despre ce vorbim aici? Eu știu că e postura... Nu, nu e postura, dar așa cum vă spuneam. Sunt zone unde, nu vreau să dau nume, dar dacă adunăm angajații din doar două primării de oraș, o să avem aproape 2000. Cu tot ce înseamnă sateliților, societățile, consiliilor locale, fără să dăm nume. Nu știu dacă vreunul de acolo poate lucra la ISCTR sau la... Nu știu. Inspectoratul de stat în construcții. Dar cu siguranță... cu banii care sunt plătiți mulți de acolo, s-ar putea face investiții, spre exemplu. Da, corect. Și se întoarcă către comunitate, practic taxele plătite de oameni și impozite. La fel este și aici. Probabil că totul pleacă tot de la bani și de la voință. Noi am mai trimis niște adrese, pentru că în urma celor colegii prefecturali despre care vorbeați, tot înștiințăm. În unele zone s-au mai mișcat lucrurile, în altele nu. Îmi aduc aminte ce rizibil era și în ce postură jenantă erau de la o instituție care mergeau în control pe siguranță și ei mergeau cu o mașină, nu mai e cazul acum, parcă, da. Au acum, cu o mașină care nu îndeplinea normele de circulat pe drumurile publice. Și spuneau oamenii, dom'le, mi-este mie rușine, dar trebuie să mă duc să fac control. Să-i controleze pe ceilalți. Pe ceilalți. Adică așa stau lucrurile. Am avut o furtună ieri prin județ, probleme ceva sau... Deosebite nu, a fost arbori, câțiva arbori, stâlpi de telefonie și de electricitate care au căzut, că a fost o vijelie. La Roman, un arbore a căzut peste autoturismul unei persoane și, slavă Domnului, n-au pățit nimic, sunt în regulă. În rest, probleme deosebite n-au fost. Deci nu sunt în momentul ăsta. Acum, domnul prefect, spuneați că ați avut un mandat plin de provocări până acum. În ce constau provocările astea? Pentru că aparent, ca prefect, poți să fii foarte liniștit. Convoci, faci comisii, faci nu știu ce pe acolo, comisiile îți vin cu niște rapoarte, unele trăznite, nu mai știu dacă și-au schimbat cauciucurile la autobuzul de la teatru, afectate de curentul de trăznet, dar, mă rog, comisiile își fac lucrurile așa, ei se duc și spun cam așa, bă, ăștia săraci, mai trebuie să le schimbăm ceva prin pod. Înseamnă că i-a lovit trăznetul și în pod. Bine, trăznetul nu lovește la vârful instituției, că acolo s-ar fi putut rezolva niște lucruri rapide, chiar cu fonduri, pe situații de urgență. Deci, care sunt provocările dacă vrei să te implici? Dacă nu, faci comiții. În primul rând, dacă luăm ultimul episod, cel în care unii au încercat să speculeze și, n-aș spune printr-un fake news, dar au manipulat un pic și au prezentat distorsionat realitatea, chiar acum, în ceea ce privește ultimele zile, când am fost la Onicen invitat în calitate oficială la zilele comunei, am transmis un mesaj de acolo, după care am plecat spre Piatra pentru că urma videoconferința. Eu de obicei nu particip la momentele artistice când merg la astfel de evenimente și s-a încercat să se asocieze cumva discursul oficial cu o reprezentație, nu știu, artistică sau de altă natură. Totul ducând spre concluzia că nu mi-aș fi făcut treaba în ceea ce privește aceste controle. Mai mult decât atât, s-a luat o postare a unui membru al familiei în care fusesem etichetat de la un eveniment ce s-a desfășurat anterior și s-a susținut ideea că aș fi fost în concediu într-un alt oraș. Cu alte cuvinte, în vreo 24 de ore aș fi fost atât la Oniceni lângă Vaslui, și la Piatra Neamț la videoconferințe, și la Sibiu, și la Cluj, unde a trebuit să merg însoțindu-mi un membru al familiei pentru a face niște investigații medicale planificate cu mult înainte.
Cu toate acestea, luni în ziua mea de concediu, am mers dimineață la birou, am planificat acțiunea de control, ultimele detalii, după care am ținut legătura cu toate echipele pe parcursul întregii zile. Ieri, la fel, am fost în 4 centre și ne-am întâlnit de dimineață când iarăși am gestionat această situație. Deci, cu alte cuvinte, se încearcă și sunt tot felul de provocări, iar aceasta, să spunem, dezinformării din neștiință sau din alte motive, poate fi una dintre ele. Apoi am avut criza refugiaților, care... Acolo a fost chiar o încercare. Da. Care la fel a durat o perioadă și a trebuit gestionată. În principiu, de pe funcția de prefect, nu prea ai timp liber. Adică ești pus în situația în care, așa cum spuneam, mergi să onorezi o invitație la un eveniment, după care s-ar putea ca în 3 ore să fii nevoit să participi la videoconferință pentru a te organiza ulterior în scopul desfășurării unei acțiuni. Tot timpul sunt provocări, nu știu, viscole. Eu v-aș duce, mai avem puține minute, că ați spus că trebuie să plecați, mai avem 2 minute maxim. Eu v-aș duce spre o altă provocare și cu asta aș vrea să deschid calea spre o emisiune țintită. Provocarea numită controlul de legalitate al hotărârilor de consilii locale. Câți oameni se ocupă în momentul ăsta de controlul de legalitate în prefectura Neamț pe toate consiliile locale? 3-4 persoane. Trebuie să facem mențiunea că în prefectură avem 42 de angajați, cu tot cu șoferi. Bine, acum fără, eu știu că șoferii sunt cei mai importanți în prefectură, în general. Da, nu știu, după părerea mea, cred deci, că primul instituții sunt cam mulți, dar asta e o altă bine, discuție. Asta este altă problemă. Eu țin minte șoferi special care au fost la un moment dat angajați prin alte instituții, dar nu mai intrăm acum în amănunte. Este o provocare aceasta. De ce? Sunt consilii locale care nu fac nici măcar, sau nu făceau, acum nu mai știu, minimum de a transmite hotărârile. Și erau liste publicate pe site-ul prefecturii când era lucrul acesta publicat. Eu ca cetățean, care am văzut destule hotărâri la toate nivelurile, peste tot, și la Consiliul Județean, și la Primăria Piatrana, și la Primăria Roma, și la Primării de Comune, făcute cu piciorul, sau mă rog, făcute cu foarte multă inteligență, ca să... Da, înțeleg ce spuneți. Eu sunt convins că și acum mai scapă hotărâri, foarte multe. E posibil să scape, în general ei le trimit pe toate, sunt analizate în mare măsură, dar desigur se pot întâmpla și astfel de situații. După care, dacă se întâmplă și sunt cumva sesizate de către cineva, se poate interveni și asupra lor. Dar, în general, nu prea scapă, să știți. Adică sunt atenți colegii de la legalitate și trebuie să vă spun că zilnic emitem cam 200 de documente din instituția prefectură. În zona asta? Nu. Pe tot ceea ce înseamnă prefectură. Adică e o muncă colosală și, apropo de asta, pentru număr atât de mic de salariați, slavă Domnului, de curând le-au mai crescut puțin salariile pentru că erau cel mai prost plătiți dintre toți funcționarii. Adică lucrau și pe 3.000 de lei, 2.000 și ceva de lei net, la un nivel de muncă foarte, foarte mare. Pe final, când mai avem vești despre controle? În fiecare zi. Acum vom... Tot pe conferință de presă sau pe comunicate? Briefing, conferință sau comunicat, în funcție de... Dacă e ceva important. Dacă e ceva important, bine. Facem... Oricum, în fiecare zi transmitem concluziile controlelor din ziua precedentă. Ok, mulțumesc pentru participare. Știu că trebuie să plecați. Eu aveam mult mai multe de discutat și pe latura cealaltă, pentru că sunteți prim vicepreședinte la PSD și... Acolo, în perioada asta, sunt multe de discutat, dar nu prea vrea nimeni să discute, nu știu de ce, probabil că
Probabil se discută în interior mai mult. Da, e un partid mare și, în general, problemele se rezolvă în bucătăria proprie. Mai scapă unele. Da, bine, dacă bucătăria e județul, vă dați seama că mă interesează și pe mine. Da. Dacă nu se folosesc ingrediente depășite ca termen. Că asta cu depășitul la termen în politică e interesantă, dar nu se discută despre ea. Mulțumesc de participare și ținem legătura pe ce vă spuneam, că pe mine mă interesează o listă chiar a hotărârilor atacate de prefectură, flagrante, în care se vede că poate nivelul... Sau care se... au fost retrimise. Retrimise și refăcute, da. Ar fi interesant să discutăm punctual, să vedem ce implicații ar fi avut asupra comunităților respective dacă o hotărâre proastă, ilegală, proastă trecea. Mulțumesc, oameni buni, ne oprim aici pentru că așa a fost astăzi, mai scurtă emisiunea. Ne vedem, sperăm, mâine dimineață cu o nouă ediție la Cafeaua de Dimineață. Mulțumesc domnului prefect Adrianiță. Numai bine, sănătate!